și în era dumneavoastră, nu mergeți cum? Aia care i-o țipat-o. Dar ce s-a întâmplat? O țipat-o, tirul, i-o țipat, i-o intrat în noi, i-o răspundat. N-ai albă sau n-aia? Aia neagră. Era, de femeia decedată. Dar de unde veneați? Unde mergeați? De la Cluj, omule. De unde? Ca să mergem la mormântarea aia, la privediu. Dar de unde sunteți? Cluj. Și câți erați din mașină? Doi copii, o doamnă, eu am fost în față cu soțul și în spate mătușa cu doi copii mici. Și au intrat în voi direct? Vreau să vă iau pensiune. Ipoteza, nu ipoteza, ce am văzut eu, în spatele colegului era, a intrat în derapaj și l-am văzut că vine spre partea dreaptă a mea. S-a întors în mijlocul drumului, deja la un moment dat l-am văzut perpendicular pe drum. M-a lovit acolo și a zburat în BMW-ul ăla care era parcat pe partea dreaptă. Deci acolo a fost mai tare. Se vede cum m-a lovit pe mine, uitați-vă la... Mai multe vă dați seama că au fost fracțiuni de secundă. Thank you.
La ora 97 minute, detașamentul de pompieri Lești a fost solicitat pentru a interveni la un accident rutier cu traza localității Hot. La sosirea la locul accidentului, am constatat că erau implicate în accident două autoturisme și un autotren. În autoturismul Volvo de Ambasat se aflau 5 persoane, 3 adulți și 2 copii, dintre care o femeie decedată. S-a intervenit pentru lucrul autoturismului și pentru depozitarea traficului rutier. Veneam de la Cluj spre Gherla. Mi-a tăiat calea un BMW și m-am trezit cu dânsul, uitați-vă unde e poziționat. M-am trezit că m-au luat în plin. Da, atâta pot să vă spun tot. Unde mergeați? Spre Gherla. La ceva eveniment? Tot la o mormântare, spre Bunești. Și cât erați în mașină? Eu, soția, 2 copii și o mătușă de-a soției mele. Și pe femeia aruncată din mașină? Sau? Nu pot să vă dau detalii. Nu știu, s-a întâmplat foarte, au și viteză, nu știu, atâta vă pot să vă spun. Da, ați lovit dumneavoastră mașina care era parcată? Aia albă era parcată sau cum? Sincer să fiu, nu mai am sesizat nimica, nu știu. 112 s-a primit un apel de accident rutier în localitatea Lipic Clot. La fața locului ne-am deplasat 3 ambulanțe, o ambulanță cu medic, una cu asistent și echipajul de prim ajutor cu descarcerare. La sosire o pacientă decedată și încă 3 victime din accident rutier, mamă și 2 copii. Mama policontuzionată prin accident rutier, contuzie fără pierderea stării de conștiință, contuzie de coloană cervicală, contuzie toracică, toracul abdominal, marca de centură, umăr drept, genunchi drept și gleznă stângă. Este trimisă cu echipajul de tip V la UF1 Cluj și cei 2 copii în vârstă de 11 și 12 ani, tot așa policontuzită în accident rutier, TCC fără pierderea stării de conștiință, contuzie de coloană cervicală cel de 11 ani și contuzie toracul abdominală marcă de centură, iar cel micuț un TCC fără pierderea stării de conștiință și o contuzie de umăr stâng și braț stâng cu suspiciunată fractură. Sunt trimiși amândoi la UF-pediatrie Cluj pentru continuare investigații. Pe raza localității Lipic Clot, pe drumul național 1C, în zona kilometrului 34 cu 900 de metri, am avut un accident de circulație datorită faptului că șoferul unui autoturism care circula pe sensul de deplasare dinspre Cluj-Napoca spre Gherla, la ieșirea dintr-o curbă deosebit de periculoasă la dreapta, semnalizată ca atare, a pierdut controlul asupra direcției, a intrat în derapaj și a trecut pe sensul opus de deplasare, unde s-a izbit de un autotren. În urma impactului a fost proiectat în alt autoturism care staționa pe marginea părții carosabile. Consecințele accidentului au fost decesul unei persoane de sex feminin, pasageră pe bancheta din spate a autoturismului, precum și rănirea a încă 2 persoane, un copil și a încă unei femei. Thank you.
Știrile cele mai tari din Maramureș. Am găsit două victime. Lovite fulger în stocare. Reale, șocante și necenzurate. Știrile care te vor marca zi de zi. Știrile pe care le afli mereu prime. Actualmeme.ro. Mereu primi.